Scandalurile de plagiat sunt destul de comune în guvernul Ciucă. Lucian Bode este doar cel mai nou nume din lista miniștilor acuzați de plagiat. În mai puțin de un an, alți trei membri ai guvernului în frunte cu premierul Ciucă s-au aflat în aceeași situație. Doi miniștri chiar au renunțat la funcțiile din executiv. Lista oficialilor implicați în scandalurile de plagiat începe chiar cu premierul Nicolae Ciucă, iar al treilea premier implicat într-o astfel de situație, alături de Victor Ponta și Mihai Tudose, teza de doctorat a lui Nicolae Ciucă, prin care a devenit doctor în științe militare, se presupune că a fost inspirată cuvânt cu cuvânt numai puțin de 42 de pagini din alte două lucrări de doctorat. Jurnalista Emilia Șercan susține că porțiunile plagiate de vistat au fost copiate din surse tipărite care nu ar putea fi detectate cu un soft anti plagiat. Premierul a negat vehement acuzațiile și a atacat în instanță CNETDCU. În cele din urmă a obținut anularea solicitărilor pentru verificarea suspiciunilor privind teza sa de doctorat. Din guvernul Ciucă, doi miniștri au părăsit executivul din cauza acuza acuzațiilor de plagiat. La doar trei săptămâni de la numire fostul ministru al cercetării, inovării și digitalizării, Florin Roman și-a dat demisia ca urmare a dezvăluirilor din presă. Liberalul a susținut în CV și că a absolvit cursurile de licență la Universitatea babeș din inclusiv. Instituția de învățământ a negat această informație, iar rectorul Daniel David i-a cerut public să șteargă această informație din CV, mai mult în lucrarea sa de disertație, și ar fi însușit pasaje întregi ale altor autori. Sorin Câmpeanu e un alt fost ministru demisionar din guvern în urma plagiatului. Fostul ministru al educației și-ar fi însușit în 2006 și 13 capitole dintr-un curs universitar. Inițial acesta a spus că are dreptul să se semneze pe lucrarea altui cercetător dacă o face cu permisiunea acestuia. Ulterior acest Asta a adăugat că dacă o lucrare nu are ISBN, nu există un autor al ei. În CV-ul actualului ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, a apărut un titlu de carte care, aparent, nu se poate găsi. Peste 40 de matematicieni au insistat să trimită la Biblioteca Națională un exemplar, dar nu au avut succes. Până acum, misterul cărții de matematică nu a fost elucidat. Și ministrul apărării naționale, Angel Tilver, are probleme în acest sens. Angajații Muzeului Vrancei au declarat că ei ar fi documentat și scris teza de doctorat a oficialului. Angel Tilver a negat însă acuzațiile.